Procurorii români vor începe o anchetă privind comiterea de crime împotriva umanității de către soldații ruși în Ucraina. Autoritățile vor desfășura o anchetă privind impactul războiului asupra ucrainenilor care dețin și cetățenie română. Parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție a anunțat luni că s-a autosesizat cu privire la infracțiunile contra umanității comise în Ucraina de către Federația Rusă. De asemenea, a informat că din datele apărute în spațiul public rezultă că armata lui Vladimir Putin a bombardat școli, spitale, complexe comerciale, fiind afectată în mod direct populația civilă din Ucraina. Poate că nu pare așa, dar chiar și războiul are reguli. După cum spune Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Acestea sunt cuprinse în tratatele numite Convențiile de la Geneva și într-o serie de alte legi și acorduri internaționale. Civilii nu pot fi atacați în mod deliberat și nici infrastructura care este vitală pentru supraviețuirea lor. Unele arme sunt interzise din cauza suferințelor nediscriminatorii sau îngrozitoare pe care le provoacă, cum ar fi minele antipersonale și armele chimice sau biologice. Bolnavii și răniții trebuie să fie îngrijiți, inclusiv soldații răniți, care au drepturi ca prizonieri de război. Infracțiunile grave, cum ar fi crima, violul sau persecutarea în masa unui grup, sunt cunoscute sub numele de crime împotriva umanității sau, în anumite circunstanțe, genocid.